De pe Transalpina ajungem în Bucovina, într-un decor de poveste, în vârf de munte, o crescătorie de cerbi, încântă copii și adulți deopotrivă. Animalele trăiesc acolo aproape ca în libertate, iar cei care vor să le admire sau să le mângâie, pentru că se poate face și acest lucru, se pot apropia de țarc. Căsuțele în care turiștii se pot caza și, desigur, mâncarea apetisantă completează experiența bucovineană. Olguța și Ionel sunt atât de prietenoși încât le mănâncă turiștilor din palmă. Adoră să fie scărpinați, iar blândețea lor îi cucerește instant și pe copii și pe părinți. Cum a fost? Frumos! Ți-a plăcut să-l mângâi? Da. Niciun turist nu rezistă tentației de a-i răsfăța. Hai, dă-mi pup! Mi-s dragi! 5, 6, 7. 7 sunt. 7 se văd acum. Crescătoria de cerbi așezată în vârf de munte, la 30 de kilometri de Vatra Dornei. Aici, natura, omul și animalele trăiesc în comuniune deplină. Crescătoria e proiectul de suflet al familiei Păcuraru. Sofia! Sofia! Cum trăiesc aici animalele? Mai bine ca în pădure. Vara o mâncare câte vreau, iarna le dăm noi. În timp, crescătoria a devenit afacere de familie. Turiștii se pot caza în căsuțele amenajate la 1200 de metri altitudine cu 200 de lei pe noapte. Experiența bucovineană autentică e completată de bunătățile tradiționale. Cu preparate din zonă de aici de la noi. Cu o ciorbă de afumătură de vită sau de porc, de perișoare. Le place mâncarea, le place zona. Turiștii dornici de adrenalină se pot da cu tiroliana. Tiroliana parcurge două trasee. Pentru o tură, turiștii plătesc 20 de lei, iar pentru două, 30.